Nu, așa ceva chiar că nu credeam. A apărut doamna Firea cu sârma la televizor. S-a auzit din toate casele: sârma, bă! S-a scrântit lumea de tot la cap. Serios acum. Gabriela Firea a venit în platou. Cum să zic eu? La o televiziune, doamnelor și domnilor, au fost doi invitați: Firea și sârma ei. Pe bune, cum naiba s-a ajuns până aici? Cum a început toată chestia asta cu sârma din fundul unei doamne? Pentru faptul că în aceste zile s-a spus că mi-am inventat și o afecțiune și o internare și că soțul meu ar fi mințit în cadrul emisiunii de Paște, am spus că închidem în această seară subiectul definitiv, aducând proba dumneavoastră, aducând imaginea din cadrul colonoscopiei cu sârma despre care s-a vorbit. Ne arăți sârma să te credem că... ce? Că ai avut o sârmă în tine? Frate, totuși, nu era careva pe acolo s-o și miroasă? Da, asta sigur e o sârmă. Și toate insinuările astea mereu cu tentative de asasinat, cu... mai e doamna Pană, fost ministru. Ea a fost intoxicată cu mercur, da? De la niște sucuri, se pare. Un secretar de stat apropiat de mafia pădurilor se oferea să-i facă Doinei Pană sucul de portocale pe care aceasta obișnuia să-l consume zilnic la minister. El i-ar fi strecurat mercur în acest suc. Eu când vă zic că nu-s bune freșurile astea, cum am ajuns dintr-o dată să vorbim despre intestine? Chiar pot pune ăștia orice rahat în discuția publică fără ca oamenii să sancționeze cumva asta? Nu m-aș mira acum să vedem rătăciți de-aia ca Lazarus, ca mai știu eu care, să înceapă să tragă de sârme prin studiourile TV sau să facă experimente cu mercur. Da, mă, așa ar fi frumos, să-și bage sârme pe nas, în fund, fiecare pe unde poate. O să vedeți, vor apărea bancuri după campania asta electorală, cu un neamț, un francez și un român care se întâlnesc să vorbească despre cum au fost alegerile europarlamentare. Și gluma de la final o să fie cu sârma din fundul doamnei Firea sau cu cordonul de la halatul lui Bacalbașa. Priviți, fraților! Priviți, oameni buni, și spuneți dacă ați mai văzut asemenea bazaconie de când v-ați născut pe lume!